Hei, știți că mie îmi place foarte tare Ana Maria, fata aceasta este extrem, extrem de smart, foarte ancorată în viață, știe ce vorbește, gândește foarte, foarte ok, este o femeie în adevăratul sens al cuvântului. Eu sincer nu înțeleg cum cineva ar scăpa o astfel de femeie din mâini, dar asta este viața. În această parte din life mai vorbește despre interviul de la Capricci. Dacă vreți să mai știți detalii și ați pierdut live-ul de la ea de pe Instagram, vă invităm cu drag să-l urmăriți la noi pe canal. Este o femeie super mișto și chiar merită toate aprecierile noastre. Mie îmi pare rău că nu a fost mult mai susținut atunci când a fost în competiție, dar din păcate așa a fost să fie. O după-amiază minunată vă doresc și vă las să vă delectați cu Ana Maria. Vă pupic! Am în două tabere, să zic așa, vă mulțumesc frumos pentru toate cuvintele frumoase și alți vă mulțumesc pentru timpul acordat, că v-ați rupt din timpul vostru să scrieți mie, să intrați și să îmi scrieți acolo mesaje. Mulțumesc frumos. Eu apreciez, fie că sunt mesaje negative, fie că sunt mesaje pozitive, domnul Zmulțam, adică domnul Zmulțam, majoritatea sunt mesaje pozitive, dar, cum am zis, eu vă mulțumesc la fiecare în parte pentru că v-ați rupt din timpul vostru, deci acum râd glumesc, dar serios, mulțumesc frumos, inclusiv haterilor. Deci să vă luați voi din timpul vostru prețios și să ziceți acolo că am furat, nu știu pe cine, nu știu cui gândești că am furat banana. Ce să zic, mulțumesc frumos, chiar am râs cu lacrimi. Sănătate, fericire și tot binele din lume, timpul fată frumoasă. Mulțumesc frumos, Carmi Vaida. Tipul păcesc. Da, deci a fost o frumoasă fată. Te-am urmărit la mireasa, la confesiuni. Mulțumesc frumos, Adriana. Tipul păcesc. Da. Păi, ce părere ai? Cei care ați văzut mireasa confesiuni. Ce ziceți? Tot eu. Am poate voia să fiu vrută ca să... Bună, iubita mea, scumpă și dragă, ai grijă de tine, favorita mea, te pup și te iubesc. Mulțumesc frumos, doamna Rodica, vă pup, vă pupăcesc. Tare, 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 tare. Fiecare dată, cum am zis, îmi trimite mesaje cu gânduri bune și cumva e pozitiv. Vă pup și multă sănătate dumneavoastră și familiei dumneavoastră. Vă îmbrățișez cu dragă. Te uiți la Splash, că e Larisa. Nu, n-am văzut, eu nu am... Eu sunt Franța, nu sunt România și nu am... E ca francez. Ce părere ai despre Sabrina și Perne? Și o părere bună pentru că i-am întâlnit personal la Turda. Îi pupăcesc. Te-am admirat pentru cât de pozitivă ești. Mulțumesc frumos, Bianca. Acum am și eu momentele mele, nu spartan. Dar cred că majoritatea timpului nu mă... Ai spus tot ce era de spus. Crezi tu, Cristina, că a spus? Da. Restul detaliilor, nu, cum am zis. Ce-a fost de spus, am spus. Că la rest... Dar sunt câteva detalii care nu le-am spus acolo. Pentru că nu am fost întrebată. Bine, și dacă o să fiu întrebată, nu o să răspund. Ce vezi rău? Iar mă văd cu purici! Au apărut purici iar în cadru! Fete, ca în sezonul vostru, nu vă mai avea mireasa. Acum vin numai potoxate. No. Am un... Ce drept am văzut acum că deja își creează grupuri. Deci la mine în afară de mama și... Te poți uita pe Antena Play. Ai dreptate. Am uitat, mamă. Am uitat de Antena Play. O să mă uit. În reluare. Ce se putea spune? Rămâne secret. Multe. Dar eu nu sunt așa. Nu sunt așa. Nu sunt așa și nici nu... Să fii sănătos, la revedere, ceva de genul ăsta. Mulțumesc frumos, Andreea. Mulțumesc. Cum am zis, mie nu-mi place să-mi spăl borfele în public. Că ce să, și nici nu am nevoie de validarea cuiva să-mi zică da, e bine sau nu e bine, sau eu știu dacă e bine, ci eu știu ce mai bine, ce mai bine pentru mine. Și cu voi la fel, e același caz, nu? Nu mă iau după ce, nu știu ce sau nu știu cum. Oricum, cum am zis, părerile sunt părțite. Fiecare știe povestea, fiecare știe ce s-a întâmplat, el știe foarte bine ce a făcut, cum am zis.
și acolo, așa că pentru mine. Glumesc, mă, oameni, glumesc. Sau nu? Mai glumim, mai glumim. Ce să schimbăm aici ambianța cu întrebările astea. Știu, asta zic, ca și cum ai ce spune, da. Asta e necesar. Acum, oricum, altceva, cum am zis, eu știu, el știe foarte bine și fiecare se tragă cu tuzia. Adică suntem oameni mari, nu mă joc copilării, acum că mai glumesc că e altceva când e de glumit, dar când îți trebuie de genul ăsta să mă apuc eu să zic că e nu știu cum, că e nu știu cum. Sunt oameni de genul ăsta, de exemplu, și mie nu mi-a plăcut niciodată oamenii ăștia, vă spun sincer, care, nu știu, în fine, în fine, never mind. Mie nu-mi plac oamenii prefăcuți, pe scurt. Ca pe restul, fiecare înțelege ce e înțeles. Și cum am zis și am mai zis, odată ce ți-ai tăiat mai eu cu mine, ai dat dovadă pur și simplu, mă, pe tine te minți, adică nu pe mine mă minți. Și dacă tu crezi că ai câștigat ceva, felicitări, bravo, să fii sănătos. Îmi place vibe-ul tău. Deci, o sărit și la naapă ca să văd. Îmi place vibe-ul tău, o transmiți o stare de bine cu optimismul tău, te admire enorm. Poți fi de puternică. Adriana, îți mulțumesc frumos. Pentru tine are Dumnezeu ceva mai bun de deoparte și... Da, exact, exact, exact. Doamne, iartă-mă, cum am zis, ăsta să fie ultimul meu bai și altuva. Da? Că nu-i niciun bai. Nici nu... Am mulțumesc frumos pentru mesajele de încurajare. Vă apreciez foarte mult, sincer. Și chiar am apreciat și am spus la fiecare în parte. Vă spun sincer, nu... Am o despărțire, o despărțire, Doamne, iartă-mă. Dar eu niciodată nu forțez pe nimeni să fie ce și cum sau într-un fel anume sau fiecare eu las, văd cum acționez, tac și observ. Și cam atâta. Nu băga în seamă oamenii răi că se uite la ei după aia să vorbească. Așa când a fost în casa Mireasa, ne-am săturat de oameni răi, draga mea. Tu să fii bine și familia ta. Mulțumesc frumos asemenea. Eu nu dau importanță, dar le mulțumesc pentru timpul acordat. Dar eu chiar n-am. În afară de anumit grup a cuiva anume care a fost în casa Mireasa și acum până la urmă, cum am zis, și la confesiuni și într-un grup de 10 persoane trebuie să fii, nu știu, ca să zici că vai, că trebuie să mă placă. Nu trebuie să mă placă nimeni. Cine mă place, mă place. Cine nu mă place, să fie sănătos. Doamne, iartă-mă, nu-i problemă. Fiecare să... Și eu, credeți că eu plac pe toată lumea? Nu! Cum să plac pe toată lumea? Dacă pot să zic, de exemplu, așa, nu știu, în anumite circunstanțe, îs civilizată, asta nu înseamnă că o să fim prieteni sau cu un șucare sau nu știu cum. Sunt oameni, depinde de anturaj, depinde de anumite circunstanțe, etc. Asta am vrut să zic mai devreme. Mulțumesc frumos, Eli. Îți mulțumesc frumos. Da, pe asta am să zic mai devreme. Numai tot citesc mesaje și tot sar de la una la alta. Pentru mesajele primite, vă spun sincer, nu e niciun caz. Chiar nu a fost niciun caz. N-am, Doamne, iartă-mă, nicio bolă incurabilă în care să zic, vai, Doamne, nu știu ce s-a întâmplat, sau oamenii vin și pleacă din viața noastră, cum am zis, și cei care sunt mări confesiuni și mă repet și mai zic încă o dată. Ați văzut ce am zis acolo, așa că urmăriți acolo, nu mai puneți întrebări de nu știu ce și nu știu cum. O seară frumoasă în continuare. Mulțumesc frumos, Andreea. Asemenea, rotor din Germania. Nice. Pupici. Deci, restul nu mai contează. Nu știu ce tu mi-apare aici. Andreea mea poste. Păi, da, nu? Nu mai... Nu cum să văd voleurile mele. Fac tâtări. Și eu și copii. Aoleu. Adriana Costin, da, salut, salut Elena, salut Marin, salut Ionela, Stainu, Marcela, Adelina, Pupici, Cosma, Mihaela, Pupici, salutări, Cristi, Cristina, Ani, felicitări pentru gândirea pozitivă, mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos!
cu sărit aici ceva. Să stau la o poză? Acum am văzut, Cristina. O să stau la o poză, dacă vrei tu. Cheese! 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 Sau nu, de alea, știi? De...